Deșertul este locul în care nu există lemn, mâncarea e foarte limitată și noaptea e plin de mobi. Așa că challenge-ul de astăzi este să supraviețuiesc în deșert pe Minecraft Hardcore. Iar pentru a scăpa de aici trebuie să găsesc diamante și să fac un portal spre Nether. Voi reuși? Hai să aflăm! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. E foarte drăguț spawnul ăsta, sunt pe un munte fix lângă apă, dar vreau să aflu ce se află pe partea cealaltă a muntelui. Aoleo, toți sunteți micuți, a nu, ăsta e mare, atunci dă o botă și te bat pe tine pentru mâncare. Îmi pare rău, dar trebuie să supraviețuiesc și eu cumva. Nu fugi bă de mine, că eu vreau să urc, nu să cobor. Aoleo, urăsc să mă bat cu iepurii și liliecii. Deci liliecii și iepurii sunt cei mai enervanți mobi din întregul joc. Ia uite, mâncare gratis, mulțumesc mama natură. Mamă, ce în față, cât a muntele de nisip. Vai, vai, nu mă așteptam după dealul ăsta să fie dita mai muntele, dar sincer mie îmi place ce văd acolo. Numai sper să găsesc și un sat după el. Peste munți, mâncând nisip, mergem la villager să ne vadă. Acolo voi primi mâncare și un loc foarte bun să dorm. Mamă, cât a muntele în partea aia. Păi, și ce bine arată zona asta. Deci, înconjurată de munți, dacă văd bine, de nisip, și acolo jos ar merge o casă sau o bază așa, să fie eventual chiar cu multă apă. Băi, ce tare ar fi o dita mai oază construită în partea asta cu palmieri, cu o casă, eventual niște căbănuțe de pescari. Băi, ce tare ar fi. Am găsit cel mai șmecher seed din lume. Slash seed, o să-l pun și în descriere în cazul în care vrea cineva să se joace pe harta asta. Deci e mult prea tare zona asta, cum vine de acolo până aici, înconjurată de munți de nisip, niște lavă în zona aceea, dar eu vreau mai sus puțin, că poate după muntele ăsta se vede ceva, că de la înălțime vezi mult mai bine. Mamă, ce m-am speriat când am văzut treaba asta. Bă, norule, las-mă bă în pace, că nu văd nimic, nu văd nici să cobor. Și să vezi că mă tot arunc în cap. Hai, încet, încet, pare că pot coborâ. Bun, am scăpat de norul ăla și acum, ia uite-l, ia uite să tu cu direct la el mă duc. O, salut băiatul, salut, salut, bine te-am găsit, bine, îmi face plăcere să te văd. Aveți ceva prin case? Paturi, chest cu pâinică și grâu, ok, lasă așa. Dăm patul ăsta, deci au ceva prin case. Și acum, ce în partea asta? Încă o căsuță, crafting table, dă-l aici, frumos, frumos. Totuși, n-aveți niște baloți? Ia ziceți băieții, niște baloți acolo să fie? Sau dă-i anus prin deșert pe la voi, ăla-i baloți? Și acum mă întreb, dacă te iau pe tine la bătaie cu un băț, stau aici până mâine? Nu știu dacă ar fi o idee bună, însă dacă îmi dropează câteva bucăți de fier, aș putea să merg direct la minat ca să-mi fac toate uneltele de piatră de început, că totuși bețe am și crafting table la fel. Cred că ar fi momentul să mă bag la somn, eventual chiar aici lângă apă. Ia uite, ce priveliște frumoasă, cred că era mai frumoasă acolo pe dreapta, dar nu contează, merge și așa. Iar acum vreau să aflu răspunsul la întrebarea: câte lovituri de băți trebuie să-i dai unui Iron Golem până moare? 97, 98, 99, 100! Ăla-i! Am ajuns și eu să îl bat. Deci după 100 de lovituri cu bățul, am făcut rost de 4 bucăți de fier? Bă, băiatule, ce noroc pe mine! Ia de aici, direct târnă cop de fier, nu stăm la discuții. N-o să-mi pot face un ăsta, cum se numește, scut de început, dar măcar aș putea merge printr-o peșteră pe aici. Ideal ar fi să-mi craftez niște pâinică înainte și abia după să mă bag acolo. Ia zi, prietene, câtă pâinică? 26 de bucăți ajunge momentan, suntem bine. Și cu târnăcopul, dacă e să bat vreun zombie, schelez numai, să nu apară, ia scheleții. Dar eu aș putea sta în partea asta
cât timp nu mă miroase niciun. Uite, 8 bucăți de fier, numai bine. O să pun la prăjit cu bețe, sper că nu m-a văzut niciunul. Sper că mă vede vreunul, e nașpa, e nașpa tare. Ok, retragerea. Retragerea și... F3B, cred că ar fi bine. Uai, cât sunt acolo, mulți păi angeni. O să stau exact aici, că dacă mă prinde, va fi nașpa. Și îmi adun 8 bucăți, da? 8 bucăți sunt mai mult decât suficiente pentru un furnace. Hai că aparent mi-au ajuns bețele alea, am mai strâns oricum 18 între timp și acum. Voi face o sabie, cel mai important lucru, ca să mă bat cu zombie, cu ce mai găsesc prin partea aia, și un chestplate pentru apărare. Acum, să te iau pe tine și mă voi băga acolo cu astea 8 torțe pe care le-am adunat. Gata, sunt pregătit să mă iau la bătaie cu băieții, da? Bine, nu chiar cu oricine, dar dacă nu-i vreun schelet... Las, hai să nu ne batem chiar cu tine, că nu m-aș bate cu creeper-ul și cu ăsta-l-alt deodată, dar dacă să mai lovesc între ei, vine mai bine. Mamă, doi nim jumate. Dă, nu glumă, dă băiatul nostru. Și pe el nu l-am lovit deloc, asta e nașpa. Hai mă! Ce fuge el de mine? Deci, mă bag acolo pe el. Mă bag aici pe el. Nu, că l-omor, l-omor, gata. L-am omorât. Bun, l-am făcut. Mai e ceva cupru prin partea aia. Dar pe mine nu mă tare încălzește cuprul. Ok, ok, explodează. Aș vrea să găsesc un mineshaft, dar nu știu cât de des găsești mineshaft-uri pe aici, prin deșert. Că mă interesează lemnul pe care l-aș putea lua de acolo. Hai că mai pun niște torțe. Dacă mă bat de la înălțime cu ei, suntem bine. Dar și mulți, măi, uite că trei numai în partea aia și mai pot să vină din alte părți alți mobi. Gata. Să nu-mi vină pe la spate careva. Gata, l-a bătut și pe ăla. Superb. Ia dă tu cărbunele ăsta încoa. Și mai pot face câteva torțe. Asta ar fi ideal. Să o iau în direcția aceea. Mai văd ceva cărbune acolo, dar mă ajunge pe dreapta. Deci, ce e pe aici? Mai mult cărbune. Bun. Cineva poate veni de aici? Nu prea văd să poată. Deci, în partea asta, teoretic, dacă stau, sunt destul de safe. Nu cred că mă atacă nimeni, dați-mi cărbune. Cel mai nașpa lucru la shader-ul ăsta e că e destul de luminat, aș putea spune, și nu-mi dau seama dacă acolo sus se pot sau nu spawna mobi. Acolo jos se pot, în partea asta pot, acolo e cupru, nu mai stau aici, aș căuta ceva fier mai la suprafață întâi, poate să găsesc și un mineshaft. Mamă, ce șmecher se vede, ia uite. Ia uite ce mare muntele ăsta și mai jos puțin de vârf se ascunde o ruină de portal. Mă duc până acolo, sper să am puțin noroc și, mamă, cât a craterul în zona aia. Cred că voi coborâ în peșteră, dar până un alta vreau să găsesc sus. Nu-i crater. Mă așteptam să fie mult mai mare, o deschizătură către dita mai peștera, dar aparent nu a fost să fie. Bun, aici sper că n-am de săpat pentru cufăr și uite că n-am de săpat. 2 mere de aur? Superb! Curse of Binding. Deci eu nu mai dau jos ăștia, să înțeleg. Bun, o să păstrez doar flinte în stilul. Cele 2 mere de aur, că mă ajută super mult. Și 3 bucăți de obsidian. Teoretic, aș putea ajunge în Nether destul de ușor dacă mă plimb după aceste ruine de portal și să iau obsidian de la ele. Dar vreau să mă duc acolo și să fac rost de diamante. Aud ceva pe aici pe jos. YOLO, hai! Jos, ce se întâmplă? Ce-i pe aici? Ziceți! Ești numai tu, a? Numai un păianjen obosit, hai că te bat! Hai că te bat! Dacă găseam și ceva lemn, era perfect. Aș închide pe aici, ca să nu mă atace nimeni. Și voi coborâ până jos de tot. Hai că fac rost și de câteva TNT-uri, în cazul în care voi avea nevoie.
Da, sincer să fiu, nu-mi dau seama la ce aș putea să le folosesc momentan. Totuși, nu se știe niciodată. Ață, superb. Da, aici, încă un măr de aur. Ce mai avem în partea asta? Saddle, bun, să mă plimb cu Camila. O, da, asta îmi place. Emeralde și Dune Armor Trim. Deci îmi voi putea pune și Armor Trim-uri pe armură. Superb, ar fi și asta o idee, să mă folosesc de Armor Trim-uri dacă tot sunt în joc. Însă, eu trebuie să ies acum, hai, cu Gravel să fie. Și uite că am zis de Dita Mai, groapa, am găsit-o. Era fix lângă locul în care mă așteptam. Mamă, ia uită-te aici. O grămadă de cărbune. În zona aia nimic, totuși ceva apă. Ceva fier să fie sau nu, că după fier aș coborâ. Uai, ia uite, ce faină e zona asta. Și aici ar merge o bază. Totuși când am văzut turnulețele alea două, credeam că e o piramidă și mă întrebam totuși cum să fie o piramidă atât de jos. Opa, ce avem în partea aia? Băi, eu mă duc. Mă duc tare peste ei și apoi mă întorc să văd care-i faza cu peștera aia imensă. Și ia uite că până să merg acolo sus la Pillager Outpost am mai găsit încă o piramidă, deci mă voi băga înăuntru, dar vreau niște sandstone înainte. Că nu știi niciodată ce găsești acolo jos. Ia ziceți băieții? Cineva pe aici? Nimeni? Mă bucură treaba asta. Nu vreau să mă bat acum. Dar e loot foarte bun acolo jos. Deci hai să vedem ce se întâmplă. Poate mai găsesc ceva fier. Atât. Să adună și TNT-urile. Le voi folosi până la finalul videoclipului. Am să le folosesc. Ia uite aur. Superb. Ce mai avem prin părțile astea? Multishot, Fire Protection, Saddle. Cam slăbuț loot-ul pe aici, n-am să mint, dar mai bun decât nimic. Opa, salut băieți. N-aș intra acolo pentru că vreau să mă duc la acel Pillager Outpost întâi. Opa, nu-i bine, nu-i bine, nu da șeful. Și o să întrebe lumea, dar cum de îți e frică de scheleți, dar te duci într-un Pillager Outpost? Ei bine, e o chestie pe care nu știu dacă o observat-o foarte multă lume. Ăștia trag foarte prost, aoleu. Ok, ok. Deci care-i faza? Băieții trag super prost. Te ratează deși ești lângă ei. Pe când scheleții au un aimbot. Mamă, ia uite ce am găsit. Ce am găsit a meu să fie și lemn pentru un scut. Dacă tot o să-mi partea asta, hai că nu mă grăbesc nicăieri. Dă lemnul, facem scutul și eu-s fericit. Gata, am făcut rost de scut și îmi voi crafta o lopățică. Bun. Acum, ce să mai lăsăm pe aici? Te las pe tine, îmi golez și eu inventarul. Două popiuri și asta cum sună? Mamă, pă, cel mai prost l-am găsit. Ăsta care sună, zici că te pârțâi. Aoleu, ok, atunci, voi mânca, mă regenerez. Și cred că m-aș putea arunca de aici din vârf. Totuși, bă, stai să mai iau niște lemn. Îmi place că eu inițial am venit aici doar ca să văd dacă găsesc un corn din ăsta. Și după aia mi-am dat seama, ah, stai mă că în jurul meu e plin de lemn și am nevoie de lemn. Bun, gata, am rezolvat. Și mă duc să... De fapt, mă arunc. Teoretic, dacă... Uleu, nu da șeful. Cum facem? Că dacă ies, o să mă aștepte toată lumea aici, nu? Cred că da, dar mă pot arunca. Salut băieți, am plecat. Oricum îți ratangi, nu mă nimeresc, n-au șanse. Îs lângă ei și nu sunt stare să mă nimerească. Cam asta e ideea cu băieții. Dacă erau 5 scheleți, nu mai vorbeam acum. Eram direct delete recording. Mergem mai departe, încercarea numărul 2. Ce nu-mi place deloc la zona asta e că fierul se ascunde pe stâlpi. Și atunci am de coborât fierul. Da, pot să le iau sub mine. Super. Și trebuie să mă cațăr înapoi. Mă mir totuși că am dat de o geodă pe acolo. Uite ceva cărbune. Mă duc să-l iau. Și apoi mai mult fier. 3 bucăți, numai bine. Pot să-mi craftez o pereche de buți. Și acum cu ultimele 2 bucăți nu voi face nimic momentan. Le țin că mai am nevoie de destul de multe pentru armura aia full. Gata, s-o prăjit, te iau pe tine, te iau pe tine. Și mai jos, unde mă așteaptă un schelet din ce am observat. Ia uite-l mă, s-o cățăra până pe partea asta. Hai mă dacă e șmecher. Hai mă, știu că m-ai văzut. Sper să nu fie altul totuși.
Știu că m-ai mirosit, te-am mirosit și eu. Fii atent, gata, te-am făcut. Mai e vreo unul pe aici? Nu, nu mai e niciunul, suntem bine. Văd ceva, ouleu, ok, zombie de sus. Îs foarte atent ca nu cumva să fie creeper. Ia de bucata asta. Mai este ceva bucăți de fier. Da, eu le vreau pe alea de acolo. Ia uite și aici, una bucată fier. Da, ia uite creeperul. Ia uite creeperul, ce bine stă acolo. Și am mai auzit ceva schelet, cred? Oricum, îți vine pe fier. Să-mi fac și o armură. Mai în partea aia, dar aș coborâ, nu aș mai urca. Să găsesc diamantele alea, că momentan sunt foarte departe de Deep Slate și aici zero diamante. Și acum, dacă îi să mă stabilesc aici un pic, mamă, 17 bucăți de fier, numai bine. Încă o geodă? Ok. Numai bine, îmi fac armura full și eventual toporul ăla pe care mi-l doresc de foarte mult timp. Perfect, 10 bucăți prăjite, numai bine. Îmi pot face o pereche de pantaloni și o căscuță, pac, pac. Le-am rezolvat, îs full fier și după ce se prăjesc bucățile astea, îmi fac toporul. Probabil chiar și un hou, după care voi coborâ pe acolo că văd Deep Slate. Aș mai avea de prăjit o bucată de fier, dar nu-i nevoie că îmi ajung astea 6. În primul rând pentru un topor și pe tine am să te zbor, după care nu-mi fac hou, o să-mi fac încă un târnăcop să fie. Iar cu următoarele 3 bucăți, o găleată. Acum am plecat. 5 bucăți îs mai mult decât suficiente, voi face găleata despre care vorbeam, acum să mai găsesc apă și hou-ul ca să pot zice că am făcut un set întreg de unelte din fier. Totuși, cărbunele pe care îl mai am, îl voi folosi pentru torțe și vă rog eu frumos, există pe aici vreo peșteră sau mă rog vreun cave care duce mai jos? Ia uite, Enderman în partea aia, acum voi coborâ. Și sper că mă lasă băieții, da, mă lasă în pace, ceva aur pe aici, scheleți acolo, o iau pe lângă și direct YOLO la nivelul de mai jos. Bun. Pe undeva să coboară? Ia ziceți băieții, eu vreau să cobor. Vai, dezastru cu peșterile astea. Nu de alta, dar nu m-aș apuca să sap. Că nu-mi place pe unde ajung. De obicei e cam greu să găsești o peșteră ca lumea. Pe acolo trebuie să mă duc. S-au spawnat 3 băieței grei. Acolo trebuie să nu se bat. Pleacă bă, au venit. S-au găsit ei, creeperul și scheletul. Și eu, creeperul și spiderul, bun. Hai băieții, am știut eu de când v-ați spawnat că aici îi drumul bun. Nu? Gata, l-am făcut pe ăla. Și acum tu ești ăla șmecher, vai cum trage, că nici nu vezi săgeata. Așa vine spre tine. Hai, jumătate de viață, suntem bine. Și voi coborâ prin partea asta. Nimic pe acolo, hai, în jos atunci. Cu niște apă. Dar până să cobor, trebuie mâncare. Și voi folosi toate bucățile de cărbune ca să craftez torțe. Hai mai jos. Nu spune că aici se oprește. Cel puțin așa pare. A, nu, uite, mai merge. Bun, superb. Niște apă. Dar nu-mi place cu apa. Uite creeperul pe dreapta. Uite scheletul. Îl luăm la bătaie pe rând. Pac, 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 nu. Nu-mi place. Nu-mi place când îți prins așa la mijloc. Băi, am ținut scutul. Nu e corect. Stai să vezi ce-ți fac. Nu, stai că mai e încă unul lângă mine. Mai e încă unul lângă. Acolo jos era. Acolo jos l-am auzit. Da, uite, mamă, bă. Fix când mâncam și eu. Acum stai. Acum sunteți și voi șmecheri când mănâncă omul. După aia vă luați bătaie. Acum o să nu tragă nimeni. Ok, e mare peștera. Dă-i acolo niște apă. Și voi coborâ. Voi coborâ după ce mă regenerez. Mergea o mâncare mai bună, dar din păcate nu poți face burger în Minecraft. Hai, se coboară până jos de tot, unde mă așteaptă creeperii. Că așa e frumos. Să cobori direct lângă un creeper. Gata. Am ajuns aici. Acum de coborât am coborât să nu-mi seară unul în cap.
Bă, dar am văzut un creeper aici, stai. S-a despawnat? Era mai sus? Sau doar mi s-a părut mie că era un creeper? Și aproape am ratat. Mamă, ce m-a sper. Ok, ok, deci chiar era un creeper aici. Pleacă, bă! Bun. Bun, deci chiar era unul. Nu știu cum nu l-am văzut. Dar dăm diamantul, două diamante. Și dacă mai găsesc încă unul, nu a fost să fie. Hai că mai sap eu pe aici. Nu, nu-i să fie diamante. Salut, salut. Hai în lavă dacă poți. Hai mă, așa, bravo. Bravo. Știi să tragi, nu ești tare inteligent. Acum, dă-i cu apă. Am trecut. Și diamant. Super, dar era un creeper pe aici. Nu era un creeper, erau trei creeperi. Suntem bine, ok? Dă diamantul ăsta. Și acum, după ce am luat diamantul, retragerea un pic. Așa, gata, gata. Încet, încet, stăm aici. Și să vezi că-mi ia foc. Cum era să-mi fi luat foc? Fix în timp ce craftez. Să-mi zboare diamantele și ele în lavă. Hai să nu cobesc. Bun, am făcut rost de diamante și am făcut rost de un târnăcop. Acum ar mai trebui niște lavă. Dacă mai găsesc pe aici un lac cu lavă sau ceva, sunt rezolvat. Nu de alta, dar n-aș vrea... Aoleo, salut băiatul! Tragi bine, n-am să te mint. Hai că mă ascund un pic aici. Mă ascund aici să mă bat cu ăștia doi, care au și regen, îs ei șmecheri. Du-te mă de aici! Ui, că vin tăți! Nu-mi place, că vin tăți pe mine. Fost prins foarte prost. Băi, tu ăsta care te comentezi, mă face că știu și o să joc Minecraft când vreau, dar trebuie lavă. Să duce peștera asta să-mi poarte în mai multe cave-uri. Se mărește. Hai că dacă tot îs aici, nu m-ar deranja să-mi fac și o pereche de buz de diamant. Adică e ceva clasic. Sau o sabie. Stai că îți două diamante. Deci, aoleu, mamă, aoleu, ce era să mă duc? Nu știu cum a rămas pe bucata aia de bloc. Așa, gata, am rezolvat. Încă două diamante la colecție. Și cu un băț, adică cu jumătate din bețele pe care le am, îmi voi face sabia asta. Gata, am rezolvat. Am sabie, am târnăcop, destul de clasic. Și acum trebuie doar să găsesc obsidian. Obsidian. Salut. Avem pe aici, bine, lavă, că-l fac eu obsidian. Mamă, băi, erau patru. Voi înțelegeți că erau patru endermen acolo? Până să se fi teleportat unul? Mamă, n-am văzut patru endermen. Pă bune, în viața mea n-am văzut patru endermen. Dar asta se întâmplă numai când mă joc single player. Dacă mă joc multiplayer, nu-i niciun mob. Te plimbi prin peșteri și tu cu tine. Da, aparent, și ia uite câți creeperi. 4 endermen, 4 creeperi. Mi-e frică de ce se anunță pe aici. Hai mă mori. Dai și tu? Nu mai da. Te dai numai șmecher pe aici. Lavă, nu văd lumină în partea aia, dar YOLO printre toți. O tonă de fier. Salut băieții, pa băieții. Eu m-am dus. Pac. Băi, ce șmechere sunt cave-urile astea, că eram prins un cave șmecher. Nu da. Mamă, și câte diamante. Holy. Hai că-mi fac și buții aia până să găsesc eu lavă. Deși aș putea merge la suprafață, că știu unde e lava. Parcă îmi place să fie un pic de bubuială pe aici. Eu mă rup amândoi. Superb. Mai era un diamant pe aici? Da, era un diamant în partea asta. Sunt mai multe diamante în partea aia. Doar că trebuie să-l bat pe ăsta, care vine aici să mă bubuie pe la spate. Opa, se face chest plate? Se face chest plate. Ultimul diamant. Atât, 9 la număr. Superb, hai să te bat pe tine. Ce faci, șef? Bine, sănătos? Hai, mori. Gata, l-am făcut. Sau stai, decât să-mi fac un chest plate, mai bine mi-aș putea face o cască și o pereche de buți, da? Și atunci am două iteme de diamant pe mine. Am rezolvat. Altfel discutăm, numai că
nu mai am torțe. Deci probabil voi rămâne la o singură torță și lavă nu prea mai văd pe aici. Măcar văd în partea asta diamante, ia dă, așa, încă două acolo la colecție. Zero lavă, din păcate, prin părțile astea. Vezi că o să găsesc și eu calumea lavă pe aici, dar n-o fost să fie, mi se sparge și scutul. Deci cred că voi merge la suprafață. În sfârșit am ajuns la suprafață, o trebuie să sap dita mai... Oh, stai așa, să sparg asta. Atât, dita mai coridorul până aici și am mai dat de peșterile alea imense prin care am trecut, dar oricum sărim peste asta, vreau o groapă cu lavă. Insula aia pare cunoscută, cumva am venit înapoi? De unde am început? Pă bune că m-am întors unde v-am spawnat? Bă, nu cred, deci m-am învârtit în cerc. Tot timpul ăsta m-am învârtit în cerc. Pă bune că era un sat fix lângă locul în care m-am spawnat și am mers până peste doi munți mai încolo. Hai mă, serios? O să bag merele astea de aur, dacă tot am făcut rost de ele. Ar fi frumos să le și folosesc, dar nu cred. Era satul lângă mine și zic care fierărie satul ăsta. Zic care fierărie, puteam să iau de aici, nu. Ba, uite, aia pare să fie ceva fierărie, cred. Și în partea aia nu sunt fierării. Mă duc să văd totuși. Poate îi o fierărie și făceam rost direct de obsidian, diamante și mare portal. Ia uite fierăria, în partea aia îi. Zi, prietene, ce aici în cufăr? Mamă, nu cred. Și o bucată de fier, mamă, ce bun e seed-ul ăsta. Deci o să aveți seed-ul într-un comentariu fixat. Dacă vreți să mergeți direct în Nether, îți 11 bucăți, o bucată de fier, gravel îi prin partea asta. Ia uite, cred că și găsesc, da nu, gravel e aici în apă. Și prostii vorbesc, ia uite, cobori acolo și gravel, plin de el. O bucată de flint. Păi, ajungeam în Nether în 5 minute, nu trebuia să mă joc o oră întreagă, dar mi-a plăcut foarte mult challenge-ul ăsta. Acolo, uite și o ruină de portal, mai e de acolo flint and steel, numai bine. Și prietenul nostru, Wandering Trader, ia zi, pot cumpăra ceva cu 4 emeralde sau nu? Cu 4 emeralde, băi, dacă mai aveam unul, nu l-am un sapling, deci nu mă ajută. Îmi voi cumpăra, n-am ce să-mi cumpăr, pleacă de aici. Atunci, hai că voi face direct în partea asta portalul pentru a merge în Nether. Deci, hai eventual chiar aici, ca în spațiu de el. 3 jos, 3 sus, 3 mai sus și 3 în zona asta. Acum, flint în stilul și... Da, o să pun eu la edit poate un sunet mult mai plăcut decât ăsta. Mă duc în Nether, am făcut rost de diamante, am mers în Nether și challenge-ul este complet. Aș aprecia să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce alte challenge-uri vreți să fac pe viitor. Și m-am spawnat într-un warp forest. Apoi ce, că-i mediabas și dragon încă jumătate de oră dacă mă pun puternic pe băieții ăștia.